E uma lecție de astăzi, interacțiune cu grupul de paralele parcurse de curent electric, lecție de rezolvare a problemelor, lecția numărul 1. Am demonstrat la lecțiile precedente cu dumneavoastră că conductoarele parcurse de curent electric interacționează. Reamintesc, dacă două conductoare sunt parcurse de curenții I1 și I2, care au același sens, aplicând regula numărul 10, putem determina orientarea câmpului magnetic creat de primul conductor. Liniile de câmp magnetic reprezintă niște circumferințe care se află într-un plan perpendicular pe lungimea conductorului, iar regula mâinii drepte ne dă orientarea liniilor de câmp. Respectiv, conductorul parcurs de curentul I1 creează un câmp magnetic, a cărui inducție în locul unde se află al doilea conductor are orientarea așa cum o aveți în imagine. Deci, conductorul la al doilea se află în câmpul magnetic creat de primul conductor. Respectiv, asupra lui acționează o forță electromagnetică. Aplicând regula mâinii stângi, putem determina orientarea acestei forțe și demonstrăm că această forță este o forță de atracție. Astfel, respectând aceiași pași în cazul conductorului la al doilea, aplicând regula mâinii drepte, determinăm sensul liniilor de câmp creat de conductorul al doilea, apoi aplicăm regula unui stângi și vom determina de asemenea și al doilea conductor îl atrage pe primul. Inducția câmpului magnetic creat de primul conductor este dată de expresia B este egal cu B1, câmpul magnetic creat de primul conductor, este egal cu mu, permeabilitatea magnetică, I1, intensitatea curentului electric creat de primul conductor, către 2πR, unde R este distanța dintre conductoare. Forța cu care câmpul magnetic acționează asupra conductorului parcurs de curent aflat în acest câmp este dată de legea lui Ampere sau de formula forței electromagnetice, F este egal cu BL. Precizăm că în această formulă B este B1, inducția câmpului magnetic creat de primul conductor, iar I este I2, intensitatea curentului electric din al doilea conductor. Astfel, dacă vom substitui expresia pentru inducția câmpului magnetic în formula forței electromagnetice, vom obține formula pentru forța de interacțiune dintre conductoare. F este egal cu mu, I1, I2, L, împărțit la 2 pe R. În această expresie, L este lungimea conductoarei. Demonstrarea faptului că conductoarele parcurse de curent electric de același sens se atrag, o putem face și în cazul când conductoarele sunt perpendiculare pe planul tablei, așa cum aveți arătat în cazul B. Totodată, parcurgând aceiași pași, putem demonstra cu dumneavoastră că două conductoare parcurse de curent electric din sens opus se resping. Fie cazul A, când conductoarele sunt paralele cu planul tablei, fie cazul B, când conductoarele sunt perpendiculare pe planul tablei. Astfel, dragi elevi, putem concluziona că două conductoare parcurse de curenți electrici de același sens se atrag, iar două conductoare parcurse de curenți electrici de sens opus se resping. În continuare, vom aplica aceste concepte în situații concrete. Deci, prima problemă. Două conductoare paralele ce se află la distanță de 10 cm unul de altul, conductoarele sunt parcurse de curent electric, intensitatea curentului electric în primul conductor este egală cu 10 A, iar valoarea inducției câmpului magnetic creat de conductorul al doilea în locul unde se află primul conductor este egală cu 10 μV. Să se determine valoarea intensității curentului electric din al doilea conductor și valoarea forței de interacțiune magnetică dintre conductoare ce acționează asupra unei porțiuni de conductor cu lungime de undă. În datele problemei vom nota. Distanța dintre conductoare, R, este egal cu 10 cm, împărțind la 100, transformând în metri. Intensitatea curentului electric în primul conductor, I1, este egal cu 10 A. Inducția câmpului magnetic, creat de al doilea conductor, D2, este egal cu 10 microtesla, transformăm în tesla, micro este a miliunimea parte, 10 la minus 6,
lungimea porțiunii de conductor este egală cu nu. Vom determina valoarea intensității curentului din conductorul al doilea și forța de interacțiune electromagnetică. Aplicând formula pentru calculul inducției electromagnetice create de un conductor de echilibru bat-foc de curent, în cazul conductorului al doilea, del 2, este egală cu mu 0 I2 împărțim la 2 pe R. Deci, în loc de mu putem scrie deodată mu 0, deoarece este vorba despre negloare. Vom obține expresie pentru calculul intensității curentului. I2 este egal cu 2 pi R mulțit cu inducția de 2 împărțim la mu 0. Substituim valorile numerice. I2 este egal cu 2pi dimulțit cu R, 0,1 metri, și inducția timpului magnetic, 10 microtesla. La monitor, μ0, 4pi, 10 la puterea minus 7, newton pe ampere per kg. Simplificăm. Obține 5 ampere. În imaginea din dreapta, puteți observa aceste două conductoare parcurse de curenții I1 și I2. Am luat cazul când curenții au același sens. Observați linia de câmp magnetic creat de conductorul al doilea, acea linie care trece prin poziția în care se află primul conductor. De asemenea, aplicând regula unei drepte, observați și orientarea inducției câmpului magnetic, iar în continuare, aplicând regula unei stângi, putem determina încă o dată ușor. Forța cu care interacționează aceste două conductoare este o forță de atracție, iar pentru a determina această forță, vom aplica expresia P este egal cu μ0, I1, I2, L, împărțim la 2 pi. În această expresie vom substitui valorile numerice. P este egal. μ0, 4 pi, 10 la puterea minus 7 newton pe ampere pătrat. I1 este egal cu 10 ampere. I2 am determinat este egal cu 5 ampere. Și lungimea conductorului, 1 metru. La numitor, 2pi, dimulțit cu R, 0,1 metru. Calculând, veți obține 25 dimulțit cu 10 la puterea minus 6 newton sau 25 de micronewton. Astfel, am determinat cu dumneavoastră că forța de interacțiune electromagnetică dintre conductoarele parcurse de curenții de 10 și 5 amperi, care se află la distanța de 10 cm de altul, având lungimea egală cu 1 metru, este de 25 micronewton. Următoarea problemă. Un conductor echilibru, fixat orizontal, este parcurs de un curent electric de intensitate egală 8,9 ampere. În partea de a tablei aveți acest conductor parcurs de curentul de intensitate I1. Sub el, la distanță de 4 cm, în plan vertical și parată, se află un conductor din cupru parcurs de un curent electric de intensitate egală cu 2 ampere. Să se determine area secțiunii transversale a conductorului din cupru, dacă el se află în echilibru. Trebuie să menționăm din start că asupra conductorului din cuplu care este plasat sub primul conductor, acționează vertical în jos forța de atracție din partea conductorului, forța de greutate. Deci pentru ca conductorul din cuplu să se afle în echilibru, asupra lui trebuie să acționeze o forță verticală în sus, să compenseze acțiunea forței de greutate. Respectiv, conductoarele trebuie să fie parcurse de curent electric în același sens, pentru ca între ele să existe o atracție electromagnetică.
pentru ca forța de interacțiune electromagnetică să fie orientată vertical în sus. În datele problemei vom nota. I1 este egal cu 89 ampere. Distanța R este 4 cm, transformăm în metri. Intensitatea curentului din al doilea conductor, 2 ampere. Densitatea cuprului, 89, 10 la puterea a treia, kilogram pe metru. Vom determina valoarea areei secțiunii transversale. Rezolvarea problemei pornește de la reprezentarea schematică a conductoarelor și a forțelor care acționează asupra conductorului al doilea, pe care o aleg în partea dreaptă a tablei. Aplicând condiția de echilibru, rezultanta forțelor este egală cu 0. Asupra conductorului acționează două forțe. Este vorba despre forța de interacțiune electromagnetică și forța de greutate. Ținând cont de orientarea acestor forțe, putem scrie că aceste două forțe sunt egale ca valoare. Forța electromagnetică, forța de atracție dintre aceste două conductoare, este dată de expresia μ0, I1, I2, L, împărțim la 2 pe L. Iar forța de greutate este dată de expresia masa dimulțit cu accelerația gravitațională. Vom numerota formulele în următorul mod. Egalitatea forțelor prin 1, expresia pentru forța electromagnetică prin 2 și expresia pentru forța de greutate prin 3. Substituind 3 și 2 în expresia 1, vom obține expresia cu numărul 4. În egalitatea obținută de noi, nu cunoaștem masa conductorului. Masa conductorului poate fi exprimată prin produsul densitatea înmulțită a volumului. Conductoarele fiind de formă cilindrică, volumul este egal cu produsul dintre area secțiunii transversale și lungimea lui. Astfel, pentru masă, obținem relația produsul dintre densitate, area secțiunii transversale și lungimea conductorului. Expresia numărul 5. Substituind 5 în 4, obținem μ0, I1, I2, L, supra lui 2 pe R, este egal cu ρ, S, L, dimulțit cu C. Observăm cu dumneavoastră că lungimea conductorului al doilea, care este o mărime necunoscută de noi, în acest caz se simplifică și din această egalitate putem determina formula pentru calculul areei secțiunii transversale. Deci area secțiunii transversale o vom calcula din expresia μ0, I1, I2, împărțim la 2, pi, r, rho, g. Expresia numărul 6. Substituind valorile numerice din expresia 6, vom obține valoarea pentru calculul areei secțiunii transversale. Deci S este egal cu μ0, 4 pi, 10 la putere minus 7 newton pe amper pătrat, I1 și I2, 8,9 amperi, 2 amperi, la numitor 2 pi, R, 40 la putere minus 2 metri, densitatea 8,9, 10 la putere a 3 kg pe metru cub și valoarea accelerației gravitaționale 10 N pe kg. Efectuând simplificările și calculele corespunzătoare,
ne astfel ne obținem un rezultat de 10 la puterea minus 9 metri pătrat, care poate fi scris și sub forma de 10 la puterea minus a 3 milimetri pătrat. Una treia problemă este vorba despre trei conductoare paralele lungi, situate în același plan. Distanța dintre primul conductor și al doilea este egală cu 5 cm, iar distanța dintre al doilea și al treilea este egală cu 10 cm. În primele două conductoare, curentul electric are același sens și intensitățile, I1 egal cu 5 ampere și I2 este egal cu 4 ampere. Curentul din conductorul al treilea este de sens opus și de intensitate I3 egal cu 2 ampere. Să se determine valoarea forței rezultante ce acționează asupra porțiunii cu lungime de 0,5 m a conductorului al doilea. În datele problemei vom nota intensitățile I1 egal cu 5 ampere, I2 egal cu 4 ampere, I3 este egal cu 2 ampere, lungimea 0,5 m, distanța dintre primul și al doilea conductor este egală cu 5 cm, 5, 10 la puterea minus 2 m, și distanța dintre conductorul al doilea și al treilea egală cu 10 cm, respectiv 10 dimulțit cu 10 la puterea minus 2 m. Vom determina forța rezultantă care acționează asupra conductorului al doilea. Reamintesc că două conductoare parcurse de curent electric de același sens se atrag, iar două conductoare parcurse de curent electric de sens opus se resping. Astfel vom reprezenta schematic conductoarele 1, 2 și 3. Am ales forma de reprezentare conductoarele perpendiculare pe planul tablei, curenții I1 și I2 intră în tablă, curentul I3 iese din tablă, distanța dintre primele două conductoare R1-2, distanța dintre conductorul al doilea și al treilea R2-3. Astfel, asupra conductorului al doilea, acționează două forțe. O forță de atracție din partea primului conductor, P1-2, și o forță de respingere din partea conductorului al treilea, P3-2. Forța rezultantă, forța care acționează asupra conductorului al doilea, este egală cu suma vectorială a tuturor forțelor care acționează asupra lui. Deci P1-2 plus P3-2. Deoarece aceste două forțe au aceeași orientare, valoarea numerică a forței rezultante de asemenea va fi egală cu suma valorilor forțelor P1-2 și forței P3-2. Expresia numărul 1. Forța de interacțiune dintre primul și al doilea conductor este egală cu μ0, I1, I2, L, împărțim la 2π și distanța R1-2. Expresia numărul 2. Iar forța de interacțiune dintre conductorul al treilea și al doilea, F3-2, este dată de μ0, I2, I3, L, împărțim la 2π și distanța R2π. Substituind expresiile 3 și 2 în expresia 1, vom obține forța rezultantă, R2, va fi egală cu μ0, I1, I2, L, împărțim la 2π R1-2, plus μ0, I2, I3, L, numitorul 2π R2-3. Observăm în această sumă factorul comun, μ0, I2, L, supra lui 2π. Astfel, această expresie o vom scrie sub forma R2, este egală cu μ0, I2, L, împărțim la 2π. Chiar în paranteză vom avea I1, împărțim la R1, 2, plus
I2 împărțim la R2. Substituind valorile numerice, R2 este egal cu 4π, 10 la fiere minus 7 newton de amper pătrat, lungimea 0,5 metri și intensitatea curentului I2, 4 ampere, la numitor 2π, în paranteză, 5 ampere curentul I1, R1, 2, 5, 10 la minus 2, 2 amperi curentul I2, 10 dimulțit cu 10 la puterea minus 2, R2, 3. Simplificăm, obținem 4 dimulțit cu 10 la puterea minus 7, iar în paranteză 100 plus 20. Rezultatul final în newton. Calculând, vom obține rezultatul final, 48, 10 la puterea minus a 6 newton sau 48 micronewton. Astăzi, la lecții de AGLED, am aplicat conceptele de câmp magnetic, linie de câmp magnetic, interacțiunea dintre conductoare de parcurs de curent electric și expresiile pentru inducția câmpului magnetic și forța de interacțiune dintre două conductoare, la rezolvarea problemelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!